Domnule Horia Tiseanu, primar al municipiului Câmpina, pentru început dorim să vă întrebăm care considerați dumneavoastră că a fost reacția câmpinenilor în fața acestei pandemii și având în vedere măsurile luate atât la nivel național cât și la nivel local. Bineînțeles că poate la început a fost o reacție de neîncredere, ca urmare am mai văzut și familii care n-au respectat regulile impuse de ordonanța militară. Astfel încât duminică la Fântâna Cucireș erau 30 de persoane care ieșiseră la picnic. Se mai plimbau unii, elevii poate n-au înțeles bine că dacă învățământul e suspendat trebuie să rămână acasă, iar unele persoane în vârstă mai stăteau încă acum vreo 3-4 zile de vorbă în fața complexului comercial Carrefour din centrul orașului. Dar câmpinenii, este părerea mea, sunt mai inteligenți decât ceilalți și au priceput rapid despre ce este vorba, așa că aseară am văzut orașul gol, pe la ora 21, ceea ce mă îndreptățește să cred că dumneavoastră au înțeles ceea ce se întâmplă. Mai sunt și excese, mai sunt și oameni care nu vor să respecte regulile, dar în cea mai mare parte s-au comportat exemplar și le mulțumesc pentru acest lucru. Dar agenții economici cum au reacționat? Ați avut probleme din acest punct de vedere? Au fost ceva probleme în momentul în care s-au închis terasele, restaurantele, au fost, să zicem, niște societăți comerciale care au închis mai târziu decât altele. Dar, până la urmă, toată lumea a înțeles că este bine să se întâmple așa pentru binele tuturor. Noi, CâmpinaTV.ro, am inițiat o dezbatere în care am invitat pe câmpineni să spună ce măsuri cred că ar trebui să ia administrațiile locale pentru răspândirea coronavirusului. Unele dintre aceste propuneri sunt realmente interesante și nu mă voi opri acum la măsura instituirii carantinei totale sau în privința persoanelor autoizolate, unde deja lucrurile la nivel național s-au schimbat, ci doresc să vă supun atenției alte două propuneri. Una dintre ele se referă la persoanele peste 65 de ani. În Câmpina, în momentul ăsta, avem o situație cât de cât exactă, cam câte persoane peste 65 de ani sunt. În acest moment deja se lucrează la această situație. Eu cred că în cursul zilei de astăzi vom avea această situație și vom ști exact câte persoane sunt. Mă gândesc la persoanele peste 65 de ani care, în primul rând, nu au susținători către care trebuie să ne îndreptăm. Pentru ceilalți, situația e mai ușoară, pentru că dacă au copii, rude, vecini, se pot ocupa de aprovizionarea lor. Asta era al doilea pas, câți dintre aceștia nu au susținători și în ce măsură pe aceștia îi va putea ajuta primăria în vreun fel, prin direcția de asistență socială. Dacă pentru autoizolați am discutat până acum doar de poliția locală care se ocupă de aprovizionarea lor, pentru persoane peste 65 de ani care nu au susținători, am agendat serviciul de asistență socială. De asemenea, am găsit o rezervă foarte bună de personal, e vorba de asistentele medicale ale cabinetelor medicale școlare, pe care le vom utiliza pentru aprovizionarea acestor oameni în vârstă care nu au susținători. În modul concret, cum se va derula? Vor trebui să anunțe la poliția locală, poliția locală va anunța asistența socială care va lua legătura cu ei. Da, cineva trebuie să anunțe, cineva înseamnă persoana în cauză, rudele acesteia sau asociația de proprietari către care noi am făcut niște scrisori. Chiar și către parohii am făcut niște scrisori astăzi, prin care îi rugăm să ne comunice dacă au astfel de cazuri. Către grupul pensionarilor, către alte instituții care ne pot da asemenea dat. După ce strângem aceste date, evident că persoanele respective trebuie să aibă și un număr de telefon și atunci ei vor fi căutați către Direcția de Asistență Socială și vor fi întrebați dacă este nevoie să fie aprovizionați, adică trebuie să ne asigurăm. Dacă este nevoie, Direcția de Asistență Socială a stabilit deja un coș alimentar pe care să-l asigurăm în fiecare zi. De fapt, coșul este imaginea
imaginat chiar pentru o săptămână, pentru aceste persoane. În afară de coșul alimentar, mai există și niște obiecte de strictă necesitate personală, cum ar fi cosmetice, hârtie igienică și alte produse, dacă va fi cazul. Deci, dacă știm că o persoană are nevoie de aceste produse, asistenții sociali vor merge către un complex comercial cu care am vorbit astăzi să facem contracte. Cred că vom face cu 7 complexe comerciale, cu toate complexele comerciale existente la acest moment în Câmpina, și în funcție și de distanța de la complexul comercial față de persoana cauză, asistenții personale se vor duce cu o comandă. De fapt, vor da o comandă din primărie, pe mail sau pe fax, după care se vor duce să ridice produsele respective și le vor duce acasă la cetățeanul în vârstă. O altă propunere, de fapt mai degrabă o întrebare era, de ce nu intră și o parte dintre angajații primăriei în șomaș tehnic? Primăria are un număr destul de mare de angajați și da, exceptându-i pe cei care sunt în situații sau fac parte din comandament, sunt în, oarecum mai operativ să spunem, probabil că din fiecare birou sau direcție sau departament s-ar putea găsi eventual în rotație sau câte unul, doi, care o lună, două, cât va dura această situație, da, să intre în șomaș tehnic. Ați luat în calcul o asemenea variantă? Deocamdată nu. Am apelat la angajați să ia concediu de odihnă în această săptămână jumătate, săptămâna viitoare încă jumătate din personal. Asta vorbind rotund. Dacă, după ce vom trece și de săptămâna viitoare, vom vedea dacă mai este nevoie de fiecare la serviciu sau de câte persoane este nevoie și ne gândim și la alte idei. Deocamdată primăria are activitate. Dacă ne gândim foarte rapid la direcția economică, la poliția locală, evidența personalului continuă cu activitatea, investițiile, din fericire, o parte dintre ele continuă, o parte dintre ele sunt stopate de către societățile comerciale, chiar și reparațiile, și atunci o anumită activitate există. Bineînțeles că este diminuată față de activitatea curentă, dar există activitate cam în toate compartimentele. Dacă va fi nevoie, vom apela și la șomaș tehnic. Deocamdată nu a fost cazul la primărie.